În acest episod aș vrea să trec un pasaj prin toate etapele pe care eu le folosesc pentru a ajunge la semnificația unui pasaj, la înțelesul unui pasaj, da? Prima dată trebuie să diagramăm pasajul, da? Așa numesc eu procesul ăsta, diagramare, adică aranjarea propozițiilor într-o asemenea măsură și într-un asemenea mod încât să observi care este subiectul propoziției sau propoziția principală, da? Care este subiectul pasajului, care este tema pasajului. Ăsta este scopul diagramării, să ajungi la tema pasajului. Ok? Eu l-am diagramat deja, dar am să explic de ce l-am diagramat în felul acesta. Primul lucru pe care îl facem este să identificăm verbele într-o propoziție. Într-un pasaj, da? Depinde cât de mare e pasajul. De aceea, fraților, căutați. Asta este primul verb. Să vă întăriți. Asta este al doilea verb. Dacă faceți al treilea verb, nu veți aluneca. Da? Un verb este o acțiune. Ok? Bun. După ce am identificat verbele, identific sau delimitez, mai bine zis, delimitez propozițiile. Delimitez propozițiile. Adică de unde începe o propoziție și unde se oprește. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult. Urmează următorul verb să încheie propoziția. Să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Urmează a doua propoziție, da? Nu are cum să fie mai departe pentru că avem de a face cu alt verb, altă acțiune. Căci elementul ăsta de legătură arată că începe o nouă propoziție. De obicei, elementele astea de legătură delimitează-le propozițiile, cum ar fi și acesta de aici. Da? Ok. Așadar, avem, dacă faceți lucrul acesta, e o propoziție, nu veți aluneca niciodată, e altă propoziție. Eu o să le pun invers, vă explic de ce. Vă explic de ce. Zice să ne întărim chemarea și alegerea căci nu veți aluneca niciodată, da? Făcând lucrul acesta. Propoziția asta, dacă faceți lucrul acesta, este dependentă de asta. Nu veți aluneca dacă faceți lucrul acesta. Asta este propoziția de care depinde cealaltă, da? Ok. Prima propoziție este propoziția principală. Da? Ideea principală. Căutați cu atât mai mult, bineînțeles, se leagă de următoarea, care este o propoziție secundară. De multe ori în limba originală este câte un singur verb și asta ar putea să fie în unele situații o singură propoziție, dacă aici n-ar fi două verbe, dacă ar fi unul singur. În unele cazuri este așa. Da? Căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Și următoarea propoziție este și asta propoziție secundară și ne dă motivația și asta este propoziție secundară de gradul 2. Pun secundar, secundar, ca să vadă că e dependentă de asta la altă. Deci am delimitat propozițiile, da? Delimitez propozițiile. După ce am delimitat propozițiile, identific tipul propozițiilor, da? Tipul propozițiilor, ceea ce am făcut deja. După ce ai identificat tipul propozițiilor, stabilesc tema pasajului din propoziția principală. În cazul nostru, propoziția principală este insuficientă pentru a ne da o temă, da? Vorbim de propoziția principală, adică asta. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult. A căuta cu atât mai mult ce? Așa că ne ducem la următoarea propoziție și din locul acesta luăm, din ambele propoziții luăm tema pasajului, da? Propoziția secundară, ne spune ceva despre propoziția principală. Să căutăm ce? Să întărim chemarea și alegerea, da? Asta este tema pasajului. Întărirea chemării și alegerii, da? Siguranța mântuirii. Despre asta vorbește pasajul, da? Despre siguranța mântuirii. Siguranța mântuirii. Hotărăști care este tema pasajului, da? Din propoziția principală, dacă nu e suficientă propoziția principală, plus prima secundară, de obicei, da? Prima secundară. Depinde de fiecare situație.
După ce ai identificat tema din propoziția principală, vezi detaliile pasajului. Detaliile, la detalii mă refer ce spune pasajul. Ce spune pasajul despre subiectul tău. Asta e întrebarea. Ce se spune despre siguranța mântuirii? Ce se spune? Păi se spune să căutăm cu atât mai mult, da? Poți să formulezi lucrul ăsta cum vrei, trebuie să înțelegi ideea, da? Se spune că este responsabilitatea noastră, da? Și să am siguranța mântuirii este responsabilitatea mea. Eu trebuie să caut lucrul ăsta. Eu trebuie să caut lucrul ăsta. Doi, ni se spune căci sau pentru că. De ce să fac lucrul acesta? De ce să fac lucrul ăsta? Dacă faceți lucrul acesta, da? Ne arată beneficiul. Beneficiul. Da? O responsabilitate care, dacă este îndeplinită, duce la un beneficiu. Care e beneficiu? Nu voi aluneca niciodată. Pasajul este superb, teologic vorbind, din pricina faptului că oamenii care sunt foarte mulți oameni care zic că dacă predici siguranța mântuirii, dacă ai siguranța mântuirii, vei tinde să trăiești în păcat. Petru poate să spune exact opusul. Nu știu ce siguranța mântuirii predică unul și altul. Petru spune exact opusul. Fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Nu zice să aveți frică de iad, să aveți frică că vă pierdeți mântuirea. Nu zice să întărești chemarea și alegerea. Chemarea lui Dumnezeu, da? Alegerea lui Dumnezeu. Este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Să fii sigur, responsabilitatea mea este să am siguranța mântuirii lucrată de Dumnezeu, da? Adică ce a făcut Dumnezeu. Și el spune că dacă am garanția mântuirii, dacă am siguranța mântuirii, dacă am certitudinea mântuirii, nu voi aluneca niciodată. Petru spune exact opus a ceea ce auzim de foarte multe ori astăzi. Și anume că dacă îți întărești chemarea și alegerea, dacă ai siguranță și garanție că ești mântuit și dacă ești cu adevărat mântuit, da? El spune unor oameni care erau frați, aveau dovezi că erau frați, că erau oameni mântuiți. Dacă oamenii aceștia au siguranța mântuirii, ei vor persevera în sfințenie. Ei vor trăi o viață în care nu vor aluneca. Asta spune pasajul, nu vor aluneca. Un pasaj scurt, superb, care merită aprofundat, un pasaj pe care ai putea să-l citești într-o dimineață, dacă citești Biblia la rând, și dacă te oprești asupra lui să meditezi puțin și observi dinamica textului, felul în care se aranjează propozițiile, despre ce vorbește textul, da? Care este tema pasajului, ce se spune despre tema aceea, este un pasaj care îți dă mângâiere, îți dă curaj, îți dă îndrăzneală, îți dă bucurie, îți dă siguranță. De aceea merită să studiem Sfânta Scriptură și să ne dăm toate silințele și să petrecem timp asupra Sfintei Scripturi și să învățăm cum să o studiem. Pentru că este foarte practic pentru viața noastră de fiecare zi.